Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au intervenit în dimineața zilei de joi 6 octombrie pentru stingerea unui incendiu la un autocamion încărcat cu balastru. Mai exact, un incendiu la puntea spate a camionului în localitatea Mihăiești, sat Stupărei. Pentru stingerea incendiului, la fața locului s-a deplasat o auto specială de stingere cu apă și spumă. Incendiul fiind lichidat în scurt timp de la sosirea pompierilor la locul intervenției. Incendiul s-a manifestat în zona punții din spate a autocamionului la elementele de rulare ale acestuia, fiind avariate, distruse de flăcări elementele combustibile ale instalației electrice și anvelopele, elementele de rulare ale autocamionului. Cercetările preliminare efectuate la fața locului indică faptul că incendiul s-a declanșat de la un scurt circuit produs la instalația electrică a vehiculului. În urma incendiului nu a rezultat nicio victimă.